是的 În data de 17 aprilie este marcată Ziua Mondială de Conștientizare a Hemofiliei, patronată de Federația Mondială de Hemofilie. Discutăm în emisiunea Pro Sănătate de astăzi despre hemofilie cu doamna Sanda Buruiană, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul de Medicină Internă din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Stimată doamnă, bine ați revenit la Radio Vocea Speranței. Bună ziua și bine v-am regăsit! Ce reprezintă hemofilia? Cât de des se întâlnește? și la cine se întâlnește ea? Deci, hemofilia este o coagulopatie. Deci, este o patologie care se caracterizează printr-o dificultate de coagulare al sângelui. Ea face parte din cele 6-7000 de boli rare definite, însă cu un succes mai mare în conduita terapeutică și în reușita ținerei controlului asupra acestei patologii. Conform Federației Internaționale de Hemofilie, se constată sau se consideră că din uh, zeci, sau se nasc 10 copii la 100.000 de copii cu hemofilia A și 2 uh, copii la cei 100.000 de uh, copii născuți cu hemofilia B. Uh, hemofilia uh, o deosebim sau am putea să o caracterizăm ca fie este o, este o, patologie ereditară, congenitală, dar ea poate fi și dobândită. Per general este cunoscută ca patologie congenitală, da? deci în cazul dat, clinic Manifestă această boală sau ea se manifestă la băieți, deci la genul masculin, iar purtătoria genei care se transmite la acești copii, la acești băieți, sunt femeile, sunt mamele. Dacă este vorba de hemofilia dobândită, atunci ea poate să se dezvolte absolut la oricare persoană, motivul fiind o activitate patologică al sistemului imun interpretarea eronată al propriilor celule sau propriilor proteine și atunci începe, se începe sinteza de autoanticorpi împotriva. În cazul dat, va fi împotriva unuia din factorii de coagulare și va dezvolta clinic aceeași patologie, aceeași hemofilie. Ne-ați spus despre hemofilia A și hemofilia B. Prin ce se deosebesc ele deci, deosebirea esențială între ele este faptul că uh, deficiența cărui factor nemijlocit se constată. Hemofilia A se stabilește atunci când se constată deficiența sau și activitatea mai joasă al factorului 8 de coagulare, iar hemofilia B este acea patologie care se cartezează prin micșorarea cantitativă și al activității factorului 9 de coagulare. Dar clinic, nu se deosebesc absolut prin nimic, se manifestă absolut identic. Vă rog să ne spuneți cum se manifestă, dar așa pe înțelesul ascultătorilor noștri, vă rog. Deci hemofilia sau tipul dat de coagulopatie clinic se manifestă prin sângerare. Deci da. Dacă se exprimăm mai simplu, prin sângerare, care se... Se, în funcție de, hai să zicem așa, în funcție de nivelul acestui factor, fiindcă, ok, este deficiența, dar cât de este, cât de jos este nivelul factorului de coagulare, este riscul de a suspecta sau de a se manifesta această maladie din copilărie, în special din primii doi ani de viață. Deci, cu cât este o deficiență mai pronunțată, mai severă, manifestarea se instalează mai rapid în timp. Cu cât este o deficiență mai minoră, cu atât ea se stabilește mai tardiv. Se manifestă clinic această sângerare sub formă de ce? Da? Deci atunci când copilul începe să se să trască, da? da? Sau începe să meargă, începe să se țină, de exemplu, pe piciorușul, el nu stă stabil mult timp, da? Obosește, el nu se așează, el Cade, cade, cade. Deci această uh, lovitură, uh, deci ea poate cauza apariția unei sângerări, deci uh, prin uh, sângerarea la nivel de mușchi, deci dezvoltarea de hematoame, aceeași ieșire fiziologică al dințișorilor sau schimbarea fiziologică al dințișorilor la 6 7 ani, iarăși poate să fie însuțită de sângerare. Deci este vorba de apariția sângerărilor, fie induse, deci în cazul unui traumatism da. sau unei manipulații, fie este vorba de și mai mare risc prezintă dezvoltarea unor sângeriri spontane sau non-induse, non-traumatice. Da? deci care pot apărea și în modul obișnuit de viață. Clasic se manifestă prin aceste, cum am zis, hematoame, acumulări de sânge între țesuturi, dar la fel se caracterizează prin acumularea de sânge în articulații, în special în articulațiile mari, deoarece ele sunt mai bine vascularizate și sunt definite ca hemartroze, hemar, sânge în, la nivel de articulații. Dar pot fi uh, și hemoragii nazale, ah și hemoragii gingivale sau dacă și dezvoltă o altă patologie care duce la erodarea piretului vascular, deci aceasta la fel poate fi manifestat prin sângerare când este necesar să ne adresăm medicului specialist? Și la care medic anume? Deci am menționat că uh, marea majoritate a pacienților uh, devin suspecți cu o posibilă uh, tip de coagulopatie în perioada de copilărie, deci uh, atenția maximă sau uh, cel mai des părinții sunt cei care se alarmează. Deci când vă zic încep să, apa, să observe deci, la copilaș apariția acestor hematoame sau uh, unor echimoze mai mari, vânătăi, cum se mai da. spune, dar sunt de dimensiuni mai mari, câteodată neargumentate. Adică parcă nu ține minte copilașul să se fi lovit, să fi căzut astfel ca să se dezvolte. Pot fi sângerări, de exemplu, după locul injectărilor. Aceeași vaccinare planică, da? deci care se efectuează, observă că sângerează mai, sângerează mai mult. Sau, am zis, acea ieșire fiziologică al dințișorilor. Deci ori și care sângerare care este mai dificilă, este mai îndelungată, deci nu se oprește, cum, cum menționează cel mai des, în special dacă se mai repetă, deci aceasta trebuie să puie, să pună în gardă și obligator să se adreseze pentru a defini cauza ce nemijlocit se dezvoltă. Sunt necesare anumite investigații speciale, individuale? Da, bineînțeles. Deci, în primul rând, deci în baza examenului clinic și anume vedem aceste manifestări tipice de hemoragie caracteristice de de procesului de coagulare, noi putem să suspectăm. Deci, în primul rând, că există problema tată. Al doilea moment, există teste screening care ne caracterizează coagularea per general, deci care ne caracterizează activitatea tuturor factorilor existenți, nu doar cei ce țin de hemofilie. Fiindcă manifestarea clinică e identică, e deficiența unuia sau altuia factor. Am menționat, deci se manifestă identic. Și atât. dacă în aceste teste screening ă, constatăm modificări, și testul, unul din testele inițiale specifice, deci este TTPAU, timpul tromboplastinii parțial activate, dacă el este prelungit sau este majorat, definit, ne arată că anume problema este în cascada activării factori UTE, anume 5 factori de coagulare. Și apoi determinăm activitatea. Și nivelul uh, factor acestor cinci factori de coagulare. Dar, în favoarea ca să suspectăm că posibil este vorba de hemofilie A sau B, contează foarte mult și anamnesticul familial. Deci putem să inițiem sau să suspectăm atunci când, în cadrul familiei date, în istoricul medical al familiei date, sunt deja persoane diagnosticate cu uh, un tip de uh, coagulopatie. Vă rog să ne spuneți în ce constă tratamentul. Deci am menționat că hemofilia, cea mai frecvent tip de hemofilie este hemofilia ereditară față da. de cea dobândită. Deci este vorba de o anomalie genetică. Deci toată conduita terapeutică este orientată spre normalizarea nivelului factorului de coagulare. Deci, terapia genică propriu-zisă, înlăturarea acestei mutații, nu este posibilă definitiv în ziua de astăzi. De aceea, tratamentul este substituirea. Este micșorat nivelul factorului, înseamnă că noi trebuie să-l menținem, să-l ridicăm, să-l menținem la un nivel suficient pentru o coagulare calitativă. Pe parcursul, să zicem așa, al evoluției conduitei terapeutice a unui pacient cu evoluții istorice, da? deci al conduitei unui pacient cu hemofilie, acest factor a fost posibil inițial de a fi obținut din uh, sângele donatorilor. Deci el se conține doar în sângele donat de către donatori, în plasmă și în crioprecipitat. Sunt niște produse, sunt niște hemocomponenți care conțin factorii de coagulare și administrarea prin hemocomponent componenții, deci se majora nivelul de factor. Dar conduita terapeutică astfel era posibilă doar în cazul când se dezvolta evenimentul hemoragic. Ideea dezvoltată dezvoltat ulterior pe parcurs este că accentul trebuie pus nu doar pe momentul sau pe evenimentul hemoragic, sângerarea când s-a dezvoltat, dar maximal de preîntâmpinat posibil la nouă sângerare, deci prin tratamentul profilactic permanent tratamentul profilactic continu, pentru, vă zic, a preîntâmpina o nouă posibilă sângerare care invalidizează și mai mult sau și poate să cauzeze decesul propriu-zis. Deci, conform evoluției istoricului conduitii terapeutice au fost, au înce s-a început, s-a inițiat producerea factorului sintetic, da? deci uh, cu o eficacitate mult mai mare față de factorul din hemocomponenți. În primul rând, el se administrează, deci este mai ușor de calculat doza strict necesară, se evită maximal pericolul transmiterii patologiilor uh, transfuzional transmisibile, vorbim de aceleași hepatite virale, vorbim de același uh, uh, HIV SIDA, da? deci posibilă. Și uh, problema de bază a acestor factori este că se administrează intravenos. Deci nu există forma pastilată și categoric este contraindicată orice medicație intramusculară, fiindcă intramuscular o să inducem, o să cauzăm o nouă, o nouă sângerare. Și iată aici apare problema organizatorică. Vă dați seama unui copilaj? Vorbim de profilaxie, în funcție de gradul de deficiență al factorului. Se face de două, de trei ori pe săptămână, intravenos. Este dificil. Este dificil momentul acesta, inclusiv și organizatoric. Uh, pentru pacienții cu hemofilia A. Care sunt și numeric, deci statistic 80-85% din tipurile de hemofilii sunt hemofiliile A, deci deficiența factorului 8, este posibilă sau, odată cu administrarea îndelungată, este posibilă sinteza de anticorpi împotriva factorul acesta sintetic obținut, fiindcă el este străin corpului uman și în cazul dat a fost elaborat, uh, au fost elaborate tipuri de preparate ca anticorp monoclonali bifazici care mimează uh, activitatea factorului 8, da? Și începând cu 2018, el a fost aprobat în tratamentul acestor pacienți cu hemofilia A cu inhibitori, dar deja din 2019 este posibilă administrarea și pacienților fără inhibitori. Doar vorbim de hemofilia A. Plusul acestui tip de preparat este că se administrează subcutan. Deci, deja apare posibilitatea unei administrări ambulatorii, nu atât de traumatice, să zicem, să reduce necesitatea deplasării către instituțiile medicale pentru administrările intra, intravenoase. Și mărește uh, compleanța, uh, deci uh, compleanța la tratament. Dacă o femeie cunoaște despre faptul că este purtătoare și planifică o sarcină. Um ar trebui să ia anumite măsuri? Deci este recomandabil tuturor familiilor, deci în cadrul planificării familiale, deci tuturor familiilor care cunosc despre existența unei sau altei patologii cu risc de transmitere, în cazul dat este foarte binevenit consultul medicului genetician. Deci nu este 100% de procente că se va transmite, da? deci se va transmite uh, mutația aceasta deci prin cromozomul X. Dar trebuie să fie bine informat că într-adevăr există aceste șanse prin ce se manifestă, se mai efectuează și screeningul este posibil și testul genetic din lichidul amniotic în timpul, uh, în timpul sarcinii. Este obligator consultul medicului genetician. Dacă e să vorbim despre aspectele sociale, cum acești pacienți, ce greutăți întâmpină în societate sau în viața lor cotidiană? Cum le este afectată calitatea vieții? Calitatea vieții acestor pacienți cu hemofilie, independent este hemofilia sau este hemofilia B, este în funcție de severitatea maladiei în special suferă mai mult calitatea vieții mm. celor cu o formă severă, deci cu un, grad de, cu un grad mai major de deficiență al factorului de coagulare. Este în funcție de. Uh, activitatea sau profesională, socială pe care și a modul de viață pe care și l-a ales și bineînțeles, este în funcție de calitatea tratamentului, în special a menționat nu doar în cazul dezvoltării sângerării sau evenimentului hemoragic, dar și obligator calitatea tratamentului profilactic, deci pentru a minimaliza riscul dezvoltării unei sângerări spontane. Bineînțeles că Uh, prezintă un impact puternic uh, nașterea unui copil cu uh, hemofilie. În cadrul unei familii, deci în primul rând, când este vorba de copil, toată responsabilitatea este pe umerii familiei, este pe umerii părinților. Ei sunt cei responsabili de a monitoriza acest copilaj, de aceleași, aceleași tratamente profilactice, același tratament de urgență. Deci trebuie să cunoască în detalii ce prezintă această maladie, prin ce se manifestă. Când trebuie să se alerteze, care este traseul părintelui cu copilul în caz de manifestare al sindromului hemoragic sau al acestei sângerări. Ulterior, contează foarte mult orientarea profesională. Iarăși, revine da. familiei, revine conștientizării și din partea pacientului, fiindcă mai mult trebuie să fie orientați către o profesie să zic intelectuală, da? deci fără, a, fără riscuri de uh, traumatizare sau fără un efort fizic în special, deci care va majora riscul dezvoltării hemoragiei, dar este necesar de menționat că, în ziua de astăzi, dacă uh, tratamentul de substituție, cel profilactic, este foarte bine aplicat este la timp aplicat este suficient în cazul dat există și așa noțiune că din pacientul cu hemofilie se transformă în persoana cu hemofilie adică calitatea vieții acestor pacienți poate fi absolut egală cu calitatea vieții unei persoane care nu dezvoltă coagulopatie respectivă Există în Republica Moldova anumite date statistice privind numărul persoanelor care suferă de această maladie sau poate o asociație care întrunește familiile care au. Da, deci, deci în Republica Moldova, deci sunt la evidență 221 de persoane cu hemofilie, este vorba atât de copii, cât și de persoanele adulte, deci mai mature de 18 ani. Din acestea 209 dezvoltă hemofilia A, deci deficiența factorului 8. Și 18 persoane sunt diagnosticate cu deficiența factorului 9, deci dezvoltă hemofilia B. Există și ne bucurăm foarte mult că există și sunt alături de noi. Este asociația pacienților cu hemofilie, deci care, în membrii cărora, deci sunt părinții copiilor ce dezvoltă, fiindcă juridic, da? deci ei sunt persoanele responsabile și uh, maturii, uh, pacienții cu hemofilie, care uh, se asociază unei asociații internaționale de hemofilie, deci cu prin cotutele, deci uh, există în Republica Moldova există și ne bucurăm foarte mult. În final vă rog să ne oferiți sfaturi pentru pacienții cu hemofilie pentru îmbunătățirea calității vieții. A fost demonstrat uh, faptul, a fost uh, deci, rezultatele unui studiu care a caracterizat uh, compleanța, aderența la tratament, cât de bine s-a respectat tratamentul și atât s-a demonstrat că cea mai înaltă compleanță este la vârsta de copil, deoarece responsabilitatea este pe seama Părinților scade progresiv această complianță odată cu adolescența și uh, adulții tineri, când deja nu sunt sub controlul părinților, deci până conștientizează, mai bine zis momentul respectiv, și din nou crește această toleranță, crește această complianță odată cu înaintarea în vârstă. Deci conștientizarea este mult mai mare. Calitatea vieții a menționat, ea poate să fie satisfăcătoare. Deci, în cazul dacă are loc substituția permanentă, constantă, adecvată cu acel factor care este deficitar. Stimată doamnă, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Ca de fiecare dată, reușiți să ne explicați cu atâta claritate. Vă mai așteptăm cu drag și succes în activitatea dumneavoastră de zi cu zi. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Cu, cu drag o să revin. Dragi ascultători, atât a fost pentru astăzi. Am discutat despre hemofilie cu doamna Sanda Buruiană. Vă aștept cu drag și data viitoare. Aveți grijă de sănătate. Numai bine!